Pentru voi nativ rac sau cu ascendentul în rac, săptămâna cu numărul 24, va fi o mare lecție de maturitate pentru voi. Voi vă dați efectiv examenul de maturitate, de capacitate, spuneți-i cum vreți. Și nu la școală mă refer. Sigur că în unele cazuri poate fi și o perioadă cu examene foarte importante, cu evaluări, cu măsurare de forțe, în care trebuie să arătați tot ce ați învățat. Dar pentru alții poate fi un moment în care sunteți provocat să vă asumați o sarcină foarte serioasă, îmi vine să spun, ceva cu care nu-i de glumă. Până acum ați luat-o un pic peste picior, e ușor, ați zis voi, am un examen, dai floare la ureche, mă duc și îl dau așa, într-o secundă. Ce să mai învăț, că mă duc cu cât știu. E, s-ar putea să fie o perioadă în care apar lacunele de memorie, s-ar putea să nu fiți pe subiect în momentul când o să vă treziți cu foaia în față, din cauza bagatelizării, vine să spun, a evenimentului cu pricina. O luați peste picior, prea ușor, ziceți. Nu e deloc ușor. Și de-aia vi se cere cu aceste quadraturi rarisime, dacă nu și unicat până în acest moment, e quadraturile care se formează în perioada asta vă pun un rucsac în spate. Demonstrează, băiete, zice Universul. Energia planetelor din gemeni este de jucăușenie, vine să spun, de ușurință, de lejeritate, ziceți voi, povestea asta, provocarea asta prin care mă trece pe mine acum viața, e banală, e parfum, o să fumez o țigară. Și când începe să vă afundați în povestea cu pricina, vă dați seama că e un pic prea târziu să mai acumulați experiență, că ați fi putut să o faceți până acum. E ca atunci când lași un examen pe ultima 100 de metri și abia acum îți pui mâna în cap și zici, vai de mine, ce am pierdut e timpul ăsta. Da, cred că asta e sentimentul. Am pierdut timpul. Dar nu e prea târziu totuși. Vi se mai oferă așa o șansă, poate energia gemenilor este de grăbirea unor lucruri sau dimpotrivă încetinirea unor lucruri ca să mai recuperați din handicap, să zicem așa, din timpul ăla pierdut. Vai, de ce n-am depus lucrarea la timp? Acum, când o scriu eu în 2 zile? E, uite, așa se reașează un pic programul vieții voastre, că vi se dă exact cât aveți nevoie. Mai aveți nevoie de o săptămână de studiu, de lucru, de scris, de redactat? Hocus pocus face Universul și vă dă acest răgaz sau acest timp sau această vacanță, ce-o fi acolo, nu e o pauză, că nu stați și dormiți în timpul ăsta, ci vi se dă plocon la poartă, uite, ia-ți săptămâna asta și folosește-te cu cap, cu maturitate, cu înțelepciune. Nu o risipi, dacă eu ți-am dat o săptămână, zice Universul, nu te duci și te plimbi în săptămâna asta, ci faci lucrul ăla de care te plângi că nu l-ai făcut un an de zile, că se apropie nu știu ce termen, limită, că există un dram de sancțiune, bine să spun, dacă nu vă mișcați repede să duceți la îndeplinire sarcina. E, pierdeți ceva, luați o notă proastă, vă pierdeți reputația, vă pierdeți un job, vă pierdeți o șansă, vă pierdeți o poziție, un avantaj, regretând că ați canalizat resursele alea spre lucruri inutile. Timp prețios pe distracții, bani pe nimicuri, iubire pe cine nu trebuie. Și de-aia vin aceste quadrature ale momentului. Să vă atenționeze. Alo, vezi că păcat de comoara asta pe care ai avut-o în curtea ta și ai risipit-o. Ia-o, revendică-ți puterea, retrage tot ce se mai poate retrage înapoi în portofel și energia asta foarte benefică, du-o după aceea către un lucru bun pentru tine.